După ce a stat mai mulți ani la păstrat, Agentul 47 se întoarce în cel mai nou titlu a celor de la IO Interactive. În ciuda trailerelor pline de acțiune și de sexualitate, Hitman Absolution reușește să rămână pe aceeași linie cu jocurile precedente ale seriei. Agentul 47 se descurcă în continuare foarte bine dacă reușește să pătrundă într-o zonă fără să fie detectat. Dintr-un motiv necunoscut, agentul 47 se întoarce să lucreze pentru agenția care l-a dorit mort la sfârșitul ultimului joc din serie. Chiar și așa, nu este nevoie de foarte mult timp până când lucrurile încep să iau o întorsătură nu tocmai fericită pentru agentul nostru. Înainte să își elimine o veche prietenă, agentul 47 îi promite acesteia că va avea grijă de o tânără fată, promițând să o țină departe de agenție. Din nefericire, această agenție nu este tocmai de acord cu acțiunile agentului nostru, acesta fiind din nou trecut pe lista neagră a acestora. Lupta pentru tânăra domniță la Anang este dată între agenția pe care agentul nostru o tădează și un bogătaș care dă impresia că nu are toate țiglele pe casă. Povestea jocului este structurată pe baza acestei lupte în care două grupări se luptă pentru o ființă umană ca și când ar fi vorba despre un obiect. Povestea tinde în unele momente să se ridiculizeze, oferind o sumedenie de momente în care te vei întreba ce mama dracului s-a întâmplat. Nici la capitolul gameplay jocul nu stă foarte bine. Mă rog, să nu mă înțelegeți greșit, nu spun că jocul nu este bun la acest capitol, doar menționez că unele mecanici sunt nepotrivite. De exemplu, agentul 47 are posibilitatea să găsească diverse deghizări, care din nefericire nu-l prea ajută având în vedere că un alt caracter costumat la fel ca tine te va recunoaște fără probleme. Nu spun neapărat că această mecanică este prost făcută, ci doar că este prost gândită. Din fericire, am despus câteva lucruri bune despre gameplay-ul din Hitman Absolution. Spre deosebire de titlurile precedente, în acest nou joc avem și o mecanică de cover care chiar funcționează, dându-ne posibilitatea să terminăm un nivel în momentele în care lucrurile iau o întorsătură nu tocmai fericită pentru protagonistul nostru. Și pentru că avem o mecanică de cover care funcționează bine, avem nevoie de un AI cât de cât inteligent. Din nefericire însă, AI-ul din Hitman Absolution este prost ca noaptea, în unele momente reușind să îți smulgă un zâmbet, trecând pe lângă tine pentru a ajunge la un loc în care să se ascundă. Pe lângă AI-ul prost și mecanica de cover care chiar funcționează, mai avem și o mecanică numită point shooting, care ne permite să utilizăm instinct meter-ul din dotare pentru a termina inamicii cu mai mult stil. La capitolul grafic, jocul stă extrem de bine. În ciuda unor mici probleme legate de framerate-ul de pe console, experiența în timpul jocului pe toate platformele este una extrem de bună. Din nefericire însă, încep din ce în ce mai mult să se vadă limitările consolelor actuale, acest joc fiind unul mult mai spectaculos pe PC. Chiar și cu o grafică vizibil mai slabă pe console, Hitman Absolution reușește să treacă cu o notă extrem de bună la acest capitol. Pe lângă storyline-ul penibil, AI-ul nu tocmai inteligent și grafica superbă, avem parte și de un mod de multiplayer intitulat Contracts. În esență, acest mod ne permite să oferim propriile noastre contracte altor jucători. După ce ai terminat un nivel, ai posibilitatea să setezi obiective pe care alt jucător trebuie să le îndeplinească pentru a termina misiunea. Și pentru a nu trage și mai mult de timp, o să trec direct la concluzie, oferind acestui joc nota 6,5. Înainte să închei, vă aștept pe site-ul nostru www.gamertv.ro, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la următorul nostru video. Până data viitoare, vă salut! It's...